Clubul de liga după aceea, a patra, al domnului Badea, îl ține în viață ca și-a vrea dânsul. N-a avut niciodată obiectiv promovarea în acești ani. Acum este prima dată. Am văzut că l-au pus pe păi Andrei, Andrei. Cum se pare antrenor? în lui Andrei Cristian Trenor? Păi Andrei, pe mine mă miră că acum cât două 200 m-am întâlnit cu el, mi-a zis că președinte nu cred că mai mă duc pe antrenorat. M-am fript la ea și nu cred. Cred că o să mă duc pe treabă pe, în culoare de conducător. Eu m-am bucurat când aud că foști jucători vin și spre administrație executiv. A fost o surpriză pentru mine că el a acceptat să se ducă la... Dar probabil fiind, este în București, aici are familia, este și el la început, vrea să mai încerce o dată. Nu văd de ce n-ar încerca. Nu știu ce condiții, câte, ce condiții are el acum. Înțeleg Dacă că i-a pus unde... Nicolae Bade obiectiv promovare. Promovarea, da, nu este un obiectiv prea greu, cred eu, să promovezi de la Liga 4 la Liga 3, mai ales în seria care este în București. Cred că este o serie ușor, abordabilă, față de ce se întâmplă Seria 10, a 9-a, până da. Ardeal în Liga 3, unde sunt echipe bune, cu bugete mari de tot. Aici, salarii mai subțiri și jucători mai subțiri, eu cred că poate să. Este o lovitură pentru BADA care a reușit să-l convingă pe Andrei să vină la chiar dacă este la început, la, prim, la al doilea mandat, dar să vede la Iași, eu cred totuși că merita mai mult la Iași, Andrei Cresc Cristian. Crezi că se poate face, pentru că dacă promovează echipa lui Badea în Liga 3, ce se o rămâne acolo? O să ai două Dinamo în Liga 3, unul în Liga 2, să mă Dumnezeu. Crezi că se poate face o discuție între cele trei entități, astfel încât să se creeze un singur Dinamo? cel mai important lucru adică este... că Badea să vină cu palmaresul ca să fie ok și din punctul ăsta de vedere. CSU să vină cu finanțarea, combinat poate cu privatul Badea, nu? astfel încât să poți pro să promovezi și să uh, cumulezi totul în, uh, în contul echipei din Liga a doua. Nu știu, discutăm acum. Cel mai important posti. lucru, cel mai important lucru este ca cineva să reușească să-i pună la masă pe acești oameni. Un pas a fost făcut. Dar eu cred cu tărie că suporterii nou au voie să fie divizați. Aici este. Degeaba ai se Dinamo, FC Dinamo și, mă rog, echipa de Liga 4, FC Dinamo, cum le spune. Nimeni nu are voie să, despartă suporterii. Eu cred că suporterii din Amovici, de asta zic și mă gândesc la Ministerul de Interne, în primul rând. Și știu și pe Zăvăleanu, și pe domnul Badea. Dom'le, ei nu au voie să treacă până ce a trecut FCSB și Steaua. Noi, Dinamo, nu avem voie să trecem până așa ceva. Eu am considerat tot timpul că Ministerul de Interne, este un minister altfel decât armata. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar cred cu tărie că oamenii de aici au discernământ, toți de la cele trei cluburi, și să nu încerce să creeze o schismă în ceea ce privește dinamoviștii. Pentru că nu îi va ierta nimeni și toată lumea va avea de pierdut. În primul rând, cei care vor provoca această schismă. De asta zic că dialogul este cel și cred că sunt oameni și comandantul clubului, nu mai spun ministrul de interne, Lucian Bodel și cunosc, este un om de fotbal, îi place, e dinamovist, nu cred, Zăvăleanu nu are ce să facă, că e greu să facă față, uite că vine cu bani de acasă, aduce și plătește salariul de acasă. De asta zic că trebuie să se pună toți la masă și să găsească cea mai bună soluție, în primul rând, pentru dinamo, pentru un singur dinamo. Da, un singur Dinamo, dar cum spuneam în continuare, sunt trei Dinamo. Mie mi se pare ideal că au apărut parcă peste noapte. La FCSB ai știut că i-a tot hărțuit al pan. Nu mă refer, au, au apărut, sigur existau. Exista, o Odată exista, cu promovarea asta la Liga, de la Liga a 4 a la Liga a 3, a lumea a creat așa o impresie că, domne, vor să promoveze și mai sus. Eu cred că poate să promoveze și mai sus. Repet, Ministerul de Interne, domne, cu un buget de Asta vă întreb, crezi tu că ar putea să dea uh, Ministerul de Interne pentru uh, fotbal? Pentru deci de ce De o la Liga 1, de exemplu? Fără niciun fel de probleme. Adică un 5, 6, 7 milioane de euro pe ar putea da. Eu zi, cred, cred că fără cred niciun. Păi ia bugetul Ministerului de Interne și ce ar însemna? Eu știu, mă întâlnesc, o să zic că bă, ăsta e primarul ce a luat o razna. Mă întâlnesc cu polițiști. Așa. Ei și acum, zice, domne, acum vreau să dau. Dădeam să și înainte și vreau să cotizez, domne. Eu vreau să cotizez. Nu mai merge înainte, că înainte venea șeful cu statul de plată și mai și obligat, dar înainte să știi că nici la armată nu se, dă, nu se dă, luau banii cu japca. Era, acum, dar problema este că trebuie o înțelegere. Eu știu cu sindicatele, cu, că domne, dai peste un nebun și zice, ce ăsta e trafic de influență, vine și mă obligă ca să dau eu bani da, la Dinamo. Da. Sau vine să mă obligă să dau banii la Steaua. De asta zic că trebuie că este o cale legală fără niciun fel de probleme, cu hotărâre de guvern, transparență, să se plătească taxe. Eu nu cred că cineva ar fi împotriva ca Ministerul de Interne sau Armata să financeze cele două echipe de fotbal la un nivel de ce nu foarte sus. Da. Hai să discutăm despre echipa din Liga a doua, despre care și tu spui că este adevăratul Dinamo. Nu are în continuare antrenor. Și nu are în continuare antrenor. Am văzut acum că a plecat și Ricci. Câteodată asta și mă gândesc Spricando la Ricardo Grigore ăsta, la cariova lui, lui Mititeu. El a aplicat la mai bine, să duce la o echipă unde Înțeleg condiții Înțeleg că s-ar da 50.000. 50.000 contează pentru Dinamo Contează, la dar regardul. la câte speranțe se pusese în el când plecase și cu U21 la, la, acolo. Vorbeam cu agentul lui, cu impresarul lui, cu Giovanni și îmi spunea, bă, dar Haideți să facem ceva să. dacă ce să. Uite, că într-un an de zile nu știu ce s-a întâmplat cu băiatul ăsta. Pentru mine este ceva. Juc fundaj de picior stânga. Aș sezonul trecut 22 de partide, dar în play a bifat un singur minut. Da, dar n-a prea apărut. A avut apariții, el a avut apariții multe, dar aparițiile lui au fost. n-a prea jucat titular. Repet, pentru mine este, este una. Nu decepție, că e jucător tânăr, are timp să revină, dar nu poți să-i s-a întâmplat cu el în, în, în 2 ani de zile să ai o cădere de genul ăsta. Titular la echipa națională de U21, atenție, fundaș central de picior stâng, unde nu merg pe degete în România, nu ai. Dacă tu nu spui mie un fundaș central român stâng, sunt 2-3, în rest avem fundaș central străini. Ricci jucat titular, nu pot să înțeleg, l-am avut jucător. Calitate, forță, serviciu, șut la poartă, joc de cap. Nu pot să înțeleg de ce nu a cum a putut să regreseze atât de mult? Poate acum la Craiova să vedem. E trădare din punctul tău de vedere că e rivalitate mare între Craiova și Nu, din... e, nu e nicio trădare. Ricardo Grigori este un jucător, este crescut, un jucător dinamovist, dar nu a avut niște performanțe. Eu știu la, la nivelul cum era pe vremuri, Craiova Maxima sau Dinamo sau Steaua. Da. Nu mai este, nu este nicio trădare. Andrei, Radu, Stelianu, Filip și-au reziliat în sfârșit contractele. Când zic în sfârșit, mă refer mai mult la Filip, că știi tu ce telenovela a fost cu Filip. A renunțat Filip la tot ce avea de încasat, 23.000 de euro. Mai avea contractul un an de zile. Da. Așa, a renunțat ca să rămână liber, l-au lăsat liber și acum va semna cel mai probabil în Ungaria. E pierdere pentru Dinamo? În Ungaria. la momentul de față, oricine este pierdere pentru Dinamo. Mai ales jucătorii Stelianu, Filip este un jucător, sigur, cu păcatele lui pe care eu l-am susținut și tu știi foarte bine da. foarte mult, care m-a decepționat. L-ai și certat public. M-a decepționat, cum nu m-a decepționat un jucător în, în, în ultimii ani, dar pentru mine marele semn de întrebare este de ce acei jucători care pleacă de la Dinamo, toți care pleacă, sunt doriți în alte părți. Eu spun sincer, mă așteptam ca mare parte dintre ei să nu-și găsească angajamente. Și exemplul și cel, exemplu cel mai clar este Cosmin Matei. uite ce face la sepsis. Asta scârfă. înseamnă că băieții ăștia sunt și ei vinovați. Dar principalii vinovați sunt cei care au fost aici. Și nu mai ne toarcem înapoi, iară, că ce negoiță nu are nicio vină. Haideți să terminăm cu tâmpenii asta. Principalii vinovați sunt cei care au lucrat la Dinamo în ultimul an. În ultimul, în ultimul sezon. Da. În ultimul sezon. Pentru că ei au fost acolo. Plătiți la timp. Și atunci se vede clar că la, ce a fost la Dinamo în ultimul an. Păi cum adică un jucător, Matei, pleacă de aici și zici că a rupt da. Că a plecat din pușcărie. <gânt> și așa să joace atât de bine goluri. pute și acum în finală, iarăși. De, nu înțeleg. Dar să-l vezi și pe Piticu, pe turge. Sunt curios. Să-l vezi, să vezi și pe Piticu la, Să-l vezi și pe Piticu. Și pe la ce începe să joace. Asta înseamnă când te duci la un club profesionist, unde ești apreciat, unde nu ai probleme și unde mintea îți stă numai la fotbal. Da. Uh... Răducioiu nu mai trece pe la club și se pare că se va renunța la el. Ai vorbit cu el, ai apucat să mai, mă, n -am mai vorbit, N-am mai vorbit cu Radu. Chiar vroiam să-l sun, că am citit și astăzi am citit. O să-l sun să văd. El nu s-a simțit confortabil acolo. Eu mi-am mi -am dat seama de la început. Nu s-a simțit confortabil. I s-a lăsat impresia așa că este lăsat să lucreze. Dar nu. el în afară de piere și dacă nu mă înșel aloe, fundaș central, Vreau. sunt jucătorii pe care el i-a adus în rest nu s-a simțit foarte, foarte, bine. Radu nu este un om care să la Dinamo, dacă vrei să fii și el. trebuie să ai cum spunem noi, nu? Bols. <gânări> și el trebuie, are. să ai, trebuie să ai bols. Eu Radu, bols. Radu, este, Radu a fost antrenor. Radu este ultimul antrenor care a calificat un 19 la campionatul european după înaintea lui Văsăi acum, când era la federație. A încercat și el, ba pe parte de impresariat, ba pe parte de antrenorat. Nu-l nu vedeam conducător, spun sincer, eu tot antrenorul îl văd. Antrenorii îi place să lucreze cu copii. Nu înțeleg de ce nu i s-a dat o șansă pe partea asta de, antrenorat. Dar l-am văzut stingher. Nu o să uit meciul de la Botoșan, cu când era la marginea terenului, pe frigul ăla, pe gerul ăla, și stătea acolo și nu știa săracul ce caută el cu schimbările, să facă el schimbări. Am și sunat pe am zis, băi, te eu frumos, nu ai ce să cauți acolo. Acolo are cine să stea. Vezi că sunt alții în cadrul clubului care trebuie să stea acolo. Tu trebuie să stai și să vezi ce se întâmplă, să ai o imagine de ansamblu asupra a... ce se întâmplă acolo. N-ai tu ce să cauți pe banca de rezerve, Radu. Chiar l-am văzut și după aceea a ținut cont de sfatul meu și zis, băi, chiar că nu o să mai stau în viața mea, n-am ce să caut, nu mă prinde chestia asta. Îmi lasă impresia și Radu că este într-o continuă căutare și caută și el locul. Nu era în momentul de față aici a locului la, Poate, la DINAU. nu știu, director de imagine la Dinamo. Eu nu înțeleg, nu înțeleg chestia asta de imagine. Păi explic eu, nu faci nimic, dar un nume foarte mare, înseamnă ceva pentru club și trebuie să participe la activități media, la activități de marketing. Păi asta e directorul de marketing, face asta, face directorul de imagine, dar nu Pe un, directorul un de direct, director de imagine un fost jucător să nu folosești experiența lui Răducioiu. Eu nu înțeleg chestiunea asta. Eu știu, eu știu sistemul de relație al Doroducioiu. Știu cu cine lucrează, știu foștii lui colegi. Păi eram cu el ultima dată am fost la masă, într-o seară, îl sună Pochetinu. Eram cu el, cu, cu cine? Cu Ionuț? Da. Și îl sună Pochetinu asta cu la telefon 20 de minute. Am mai stat puțin cu el, iar îi sună telefonul. Deci la nivelul ăsta vorbim. Să nu-l folosești pe băiatul ăsta cu bunele de Radu și cu rele lui, că nu eu știu să lucrez cu Radu, să nu crezi că îl vezi așa tu că zâmbește și e foarte greu de lucrat cu el. Până îl convins să facă ceva, te ia și te întoarce, ia să vedem dacă e așa. Dacă nu e așa, nu e ușor de lucrat cu Radu. Dar să nu-i folosești experiența lui și tot ce înseamnă numele de răduciu, Dinamo să nu folosească, n-am înțeles chestiunea asta. Pe cuvântul meu. Vedem ce va fi. Cred că cel mai important în momentul de față este ca Dinamo să-și găsească o sursă clară de venit și un antrenor. În primul și în primul și una rând. Zic fără antrenor, al... staff, serios. Una fără alta nu se poate. Acum am văzut, s-a negociat cu povidiu cu Burcă. Da. O, și Burcă a spus, domnule, nu a spus sunt interesat dacă nu Sunt interesant, exact. dar mai trebuie să rezolvați niște exact. probleme. Nu știu cine s-ar înhăma la o treabă de genul ăsta. Florin, te faci de râs. Și, dacă merge și, mergi la, acum, și dinamo. Dacă merge acum, lumea nu știe din exterior că n-ai nici de mâncare, nici apă. Lumea spune, domnule, a mers la Dinamo și uh, n a reușit, n-a no, plăcut echipa, la corect. Oameni, la oameni trebuie să le spui adevărul. De asta zic că ieșirea lui Augustin a fost una, domne, jos pălăria în fața lui neață, că a avut tăria, chiar dacă înainte cu câteva o săptămână, când toți criați voi de toate nenorocirile de acolo, el săra cu Oneață, tot să ia apărarea clubului să fie bine. Dar uite că după aceea a ieșit și a spus realitatea. Asta trebuie să le spui din Amoviști. Domne, asta este realitatea, să nu mițim oamenii, trebuie să le spunem adevărul. Asta este, putem să continuăm, bine, dar în condițiile în care sunt acum, părerea mea că este imposibil de continuat și echipa se va duce în liga 3. -a.